Bună ziua, vă salut! Îl caut pe Cristian. A, și eu mă uit după Nușa. E doar fantoma asta lângă mine. Nici eu nu prea semăn cu mine. Băi, astăzi suntem două fantome care facem și noi un live. Să sperăm că rezistați în prezența unor fantome câteva minute, pentru că despre asta este vorba astăzi, despre fantome. Cum e Nușa cu fantomele astea care uneori ne bântuie, despre unele râdem, despre unele facem și festivaluri și ne distrăm, altele ne terorizează. Păi la chinezi este luna fantomelor, iar astăzi este chiar un mare festival despre a sărbători fantomele, un fel de Halloween chinezesc. Fantome. Ce înseamnă fantomele? Înseamnă niște chestii din trecut, cărora noi le dăm viață, care ele teoretic ar trebui să rămână, și teoretic și practic, ar trebui să rămână acolo, în trecut, încheiate, dosariate, lăsate acolo în trecut, dar noi le aducem în prezent și le încărcăm emoțional, le dăm viață și ne bântuie. Aha, deci cumva ele ar sta liniștite dacă nu le-am zgândări, dacă nu le-am scoate de la naftalină, din cutiuțe, de pe unde sunt ele. Exact. Îmi aduc aminte de doamna profesoară de muzică. Eram într-o vizită și la un moment dat ei nu i-a plăcut nu știu ce și m-a ciupit de aici, dar știi cât de tare m-a ciupit? Mamă, ce fantomă. Și mi-aduc aminte și acum de acea senzație care mi-a creat-o că îmi venea să o strâng de gât, să o scuip în ochi. Stai puțin că acum tu devii fantomă. Da. Înțeleg cum dăm viață fantomelor, uite, prin emoțiile noastre sau reacțiile noastre emoționale față de realități care s-au petrecut în viața noastră sau și-au trecut. Despre ceva care s-ar putea să vină. Avem și fantome ale viitorului, nu doar ale trecutului. Dar cum va fi la interviu? Dar mi-e frică de examen. Da, ce o să se întâmple? Că ți-a ieșit acest cuvânt. De obicei asociem fantomele cu frica. Mă gândesc că asta este distracția lor principală. Exact, să ne sperie. Să ne ajute pe noi să ne fie frică. Între ghilimele să ne ajute. Exact. Acum frica asta uneori e bună, alteori e rea. În cazul fantomelor, cam cum ar fi până la urmă atitudinea corectă? Atitudinea corectă este să-ți dai seama ce fantome activezi. Ce fantome le readuci la viață. Ele sunt undeva în trecut. Au fost sau sunt poate în viitor, dar habar n-ai dacă vor veni. E un potențial, e un fel de drobul de sare. Povestea cu drobul de sare, dacă o mai țineți minte de la școală. Și atunci, de ce să nu trăiesc momentul prezent fără să aduc în el o fantomă din trecut sau o potențială fantomă din viitor? Da, din câte știu, diverse culturi limitează accesul fantomelor. Zic, mă, doar în perioada asta sau doar în ziua asta din an ne ocupăm exact, de fantome. Exact, le celebrăm fantomele, le dăm de mâncare, le sărbătorim, le onorăm pentru a le da drumul. Deci, în momentul în care știm de fantomă, ne uităm la ea, o conștientizăm, mă uit la ea, da? În acel moment, ea nu mai are forță, pentru că mă uit în ochii ei. Și atunci știu cu ce am de-a face, știu despre ce este vorba și o pot controla. Vă recomand să faceți o listă cu toate fantomele voastre trecute și cu cele care vă așteptați să vină în viața voastră. Și să le luați pe rând, să vă uitați la ele, să stați de vorbă cu ele, să le onorați, să le dați un sacrificiu, să le dați ceva de mâncare sau să le oferiți ceva, să faceți pace cu ele, să le strângeți mâna și să le dați drum. Auzi, dar fantomele vor să mănânce mâncare de-a noastră? Bă, nu știu, dar așa se face. Eu cred că e o chestie mai gravă de copii, așa, să le dăm de mâncare, pentru că până la urmă noi oamenii și ce facem, vrem să ne folosim de ele. Îți dau de mâncare, dacă te duci acolo și faci nu știu ce pentru mine. Să mă ajut să sperii pe Cristian! Exact! Sau te duci și rezolvi business-ul ăla, sau faci curățenie în locul meu. Sau, știi, asta este ideea cu fantomele. Haideți să facem pace. Da, și eventual să ne și folosim de ele. Cred că cel mai mișto este să ne distrăm pe seama lor. Pentru că și să căpătăm forță, pentru că acele evenimente ne-au dat o înțelepciune, ne-au dat o cunoaștere, ne-au dat o lecție. Și dacă folosim fantomele în beneficiul nostru, sunt foarte drăguțe. Super! Le dăm viață de sărbătoarea fantomelor și după aia le tăiem de pe listă și le lăsăm să ducă le de unde eliberăm, au venit. Nu le tăiem, le eliberăm, Cristian. Le eliberăm. Hai să ne eliberăm și pe noi! Toate bune, la revedere!